Zeci de oameni și-au dorit să fie prezenți la lansarea cărții Lumini și Umbre. Autorul este europarlamentarul Gheorghe Falcă, care și-a dorit ca cel de-al patrulea volum scris să adune la un loc o serie de peste 50 de articole ale sale. Acesta a vorbit celor prezenți și despre celelalte cărți și a trezit interesul și curiozitatea cititorilor. Eu sunt un inginer care, ca orice inginer, scriem puțin, lucrăm mai mult la proiecte, implementăm proiectele. Meseria aceasta de inginer m-a ajutat în viață să fiu un tip ordonat. Europarlamentarul Gheorghe Falcă, fostul primar al Aradului, și-a lansat și la Deva cartea Lumini și Umbre. El o consideră o radiografie a societății ancorată în timp și spațiu, prezentând opinii, gânduri și idei, toate articole publicate între 2020 și 2022. În primul rând, mi-am dorit cu prima carte să trăim într-o societate vie și să avem proiecte, atât proiecte de țară, proiecte locale, proiecte personale, și eu cred că așa trebuie să ne educăm și copiii, să înțeleagă că au un rost în viață, că pot să-și creeze micile visuri, să le propage și apoi să-și câștige existența prin îndeplinirea acelor visuri. Sunt omul care în ultima carte, Lumini și Umbre, am pus cele 55 de articole în interior, gândindu-mă la această societate care este în plină schimbare, în valorile euroatlantice pe care România le primește și le îmbrățișează cu drag, și aceste valori trebuie să le apreciem în continuare. Autorul a fost întâmpinat cu bucurie de cei care și-au dorit să-i fie alături. Printre aceștia s-au numărat și oameni politici. Sunt fericită, mândră și totodată încântată să-i fiu alături autorului acestei cărți minunate, Lumini și Umbre, scrisă de Gheorghe Falcă. Gheorghe Falcă, putem spune că este un important om politic, dar pe lângă om politic este un profesionist desăvârșit, un inginer, un administrator foarte bun și un om cu un suflet apropiat de oameni. Un om care are rădăcinile în județul Hunedoara, fiind născut la Brad, și nu în ultimul rând, un om care a crescut din propriile rădăcini pe propriile picioare. Este un eveniment deosebit, mai ales prin faptul că suntem brădeni amândoi și am făcut același liceu. Este omul care, la bază fiind inginer de drumuri și poduri, chiar am înțeles că drumurile și podurile unesc oameni, și acest om, Ghiță Falcă, a unit oameni de-a lungul carierei sale. A plecat de la Brad, a făcut un popa la Timișoara, la Arad, la București, la Bruxelles. Este omul care are viziune, este omul care are o gândire chiar pozitivă către oameni și spre oameni. Și omul care vede după deal, cum spunea el, un adevărat lider care are o percepție pozitivă față de dezvoltarea societății și a poporului român. Un model pentru mine, alături de Bolojan, un exemplu de bună practică în administrația publică locală, acum este europarlamentar și iată că și-a transpus, și nu sunt foarte mulți cei ca el, care își transpun experiența într-o carte. Nu una singură, ci a patra carte. Am venit cu drag la această lansare. Îi mulțumesc că a decis să își lanseze cartea și la Deva. Totdeauna mă bucur de prietena lui și de faptul că ne revedem. Și sunt curios, recunosc, n-am citit-o, dar încep din această seară să o citesc. Manualul alesului local, ați citit-o? Da, să știți că l-am citit și am avut ce învăța din el și voi avea în fiecare zi, pentru că trebuie să învățăm de la cei care au trecut prin experiențe pe care eu personal nu le-am trecut. Noi ne știm de foarte mult timp, el e un veșnic neobosit căutător, ca să zic așa, între a pune în pagini experiențe politice și de viață, și cred că această carte vine așa ca un corolar al activității dumnealui de peste 25 sau 30 de ani în politică. Oamenii prezenți la lansare sunt de părere că este important să citim cât mai mult. Unii dintre ei spun că își doresc să descopere și un alt punct de vedere, cel al autorului, asupra unor lucruri pe care acestea le-a așternut în paginile acestei cărți. Ne bucurăm să fim prezenți aici, să vedem oameni cu care vin să ne spună lucruri noi, să ne împărtășească din experiența lor, și pentru asta dorim să felicităm pe domnul Falcă. Pentru că este o carte interesantă. Ce v-a atras sau ce v-a atrage?
ce mi-a atras punctul de vedere expus și din altă perspectivă decât a mea. La lansarea celui mai recent volum, Gheorghe Falcă a prezentat și celelalte trei cărți pe care le-a scris. La final, cei prezenți au așteptat pentru a primi autografe.